În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cucernici părinți, iubiți credincioși, voi începe cuvântul de astăzi cu o lămurire. O lămurire în privința unui fapt petrecut zilele trecute, anume întâlnirea reprezentanților cultelor religioase cu primul ministru și cu ministrul sănătății. Patriarhia Română a solicitat autorităților să nu condiționeze participarea clericilor și a credincioșilor la sfintele slujbe, de obligativitatea deținerii așa zisului certificat verde. În acest sens, ulterior discuției oficiale, Patriarhia Română a emis un comunicat pe care dumnealor recomandă ca fiind, citez, explicitat. Am parcurs și eu textul respectiv. L-ați citit și dumneavoastră. Ați văzut că motivația a fost structurată în trei puncte. Spun dumnealor că dacă accesul în magazine alimentare, farmacii și spitale nu este restricționat, atunci nici accesul în biserici să nu fie condiționat, întrucât nevoia spirituală este una esențială. Apoi, domnii de la Patriarhie își argumentează solicitarea prin enunțuri, pe care eu le consider superficiale, despre importanța relației omului cu Dumnezeu, dimensiunea vindecătoare a rugăciunii, despre nevoia hranei spirituale, sănătatea sufletului și altele asemenea. Adică au aruncat într-un plan religios, într-un plan abstract, pentru că planul religios este pentru mediul profan abstract. Și au aruncat într-un plan abstract o discuție seculară. Au invocat motive pretins spirituale într-o negociere cu autoritățile laice, refractare, autoritățile unui stat indiferent din punct de vedere religios, ca să nu-l numim stat ateu. Dacă reprezentantul Patriarhiei, vicarul sau purtătorul lor de minci, nu știu cine a redactat textul respectiv, dacă ar fi invocat aceste argumente într-un mediu oarecum mai evlavios, într-un mediu deloc pretențios, cum ar fi o biserică dintr-un sat cu oameni mai simpli, poate ar fi fost cumva de înțeles. Dumneavoastră sunteți oamenii bisericii. Vă consider oamenii bisericii pentru că veniți la biserică. Sunteți ceea ce am numit creștini asumați, în sensul că acordați vieții dumneavoastră o dimensiune duhovnicească. Sunteți creștini în căutarea lui Hristos. De aceea vă spun că aici, în biserica noastră de cartier, mi-ar crăpa obrazul de rușine să vin înaintea dumneavoastră cu argumente în genul celor pe care le-au scris dumnealor în comunicatul Patriarhiei. Ar fi o ofensă la adresa inteligenței dumneavoastră și, cu siguranță, ar fi o mare pierdere de timp să mă ascultați. Când biserica te responsabilizează să negociezi cu autoritățile centrale în privința unei chestiuni de importanță majoră, într-o perioadă extrem de tensionată, cum este cea pe care o traversăm noi, îi amintești statului, adică legiuitorului, drepturile pe care el, prin propria Constituție, le garantează cetățenilor săi, anume libertatea de gândire, libertatea de conștiință despre care tot am discutat noi în duminicile trecute, libertatea manifestărilor religioase și, nu în ultimul rând, dreptul la libera circulație. Dacă le vorbești lui Ciucă, lui Rafila, lui Arafat, despre mântuirea sufletului, înseamnă că ți-ai propus să duci discuția în derizoriu. Apoi, dacă astăzi, când restaurantele, magazinele de bricolaj, foarte multe dintre supermarketuri, condiționează accesul de certificatul digital, dacă astăzi Patriarhia cere pentru accesul în biserici același regim ca în cazul magazinelor alimentare și al celorlalte, înseamnă că, automat, condițiile de intrare în biserici ar urma să se modifice atunci când accesul în farmacii, în magazine alimentare și în spitale se va schimba. Ați observat, iubiți credincioși, în ultimul an, cum în spațiul public s-au făcut tot felul de presiuni asupra Patriarhului Daniel să se vaccineze, pentru a oferi, în acest sens, un îndemn credincioșilor.
Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei a tot repetat că fiecare dintre noi avem un istoric medical și că medicii cu care se consultă prea fericitul nu i-au recomandat vaccinarea. Însă cu 2 săptămâni în urmă, câțiva jurnaliști, pe holul Parlamentului, i-au smuls o declarație și spune Patriarhul, ne-am vaccinat, gata. Iar acest lucru îl spune în cel mai necredibil mod cu putință. Ulterior, televiziunile au preluat știrea, chiar președintele țării a punctat acest lucru, dar adevărul, iubiți credincioși, este că Patriarhul Daniel nu s-a vaccinat. Medicii cu care se consultă dumnealui sunt oameni foarte responsabili, care știu că boala autoimună de care suferă Patriarhul nu-i permite vaccinarea. Și atunci, nu era oare mai corect ca Patriarhul României, din postura sa de părinte al acestei țări, postură pe care și-a dorit-o și pe care și-a asumat-o. Nu era mai corect să spună, uitați fraților, eu sufăr de această boală și din acest motiv nu pot să mă vaccinez. Ar fi aflat toți românii, mai ales cei care sunt în aceeași situație cu dumnealui și care nu se pot bucura de suportul medical de care se bucură Patriarhul. Ar fi aflat că în cazul acelei boli, vaccinul poate avea consecințe nedorite. Ar fi fost un gest de firească omenie. Dar Patriarhul a cedat presiunilor și a acceptat calea minciunii acestei lumi. Cu siguranță că dacă ar fi luat la rost, ar putea arăta oricând un certificat de vaccinare. Sigur că Patriarhul, care este unul dintre oamenii foarte puternici, unul dintre oamenii foarte influenți din această țară, omul ocrotit de toate serviciile, cu siguranță și-a putut comanda, fără dificultate, un certificat fictiv, așa cum au procedat foarte mulți oameni din această țară, chiar și unii dintre dumneavoastră. Dar e cazul să vă spun, dragii mei, pentru că îmi pasă de sufletele dumneavoastră și pentru că vă doresc mântuirea. Cel care s-a vaccinat, din convingere, considerând că face un lucru bun, nu este cu nimic vinovat în fața lui Dumnezeu. Vaccinarea unui astfel de om este doar un act medical, care poate fi benefic sau poate fi contestat din punct de vedere medical, ca orice altă acțiune medicală. O astfel de vaccinare nu ridică probleme morale. Cel care nu se vaccinează, pentru că aceasta este convingerea lui și nu contează natura reținerilor sale, cel care nu se vaccinează pentru că aceasta este, cum spuneam, convingerea lui, nu greșește cu nimic, nici înaintea semenilor, nici înaintea lui Dumnezeu. Este libertatea lui. Dar cel care s-a vaccinat de teama constrângerilor sau pentru a avea anumite privilegii, acela greșește înaintea propriei conștiințe și înaintea lui Dumnezeu, nesocotindu-și libertatea la care omul nu are voie să renunțe, pentru că libertatea este darul celui care a creat lumea și care ne-a creat pe fiecare dintre noi. Și mai mult decât cel care s-a vaccinat de teama constrângerilor sau pentru a obține privilegii, mai mult decât acesta, a greșit acela care și-a făcut certificat fals. Această acțiune presupune să depui armele chiar înainte ca lupta să înceapă. Presupune să renunți la convingerile tale și la mărturisirea pe care o așteaptă Hristos de la tine. Care este mărturisirea pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi? Să mărturisești în această societate care ți agresează libertățile, să mărturisești că ești un om liber, așa cum te-a zidit Dumnezeu. De aceea e un păcat înaintea Domnului, un păcat înaintea propriei conștiințe, înaintea semenilor și totodată o trădare adusă generației tale și mai ales generațiilor viitoare, față de care avem responsabilitatea de a le lăsa o lume măcar la fel de frumoasă cum am primit-o noi. Cei care ați procedat în felul acesta trebuie să vă pocăiți sincer înainte lui Dumnezeu, să-i spuneți duhovnicului, iar dacă duhovnicul nu vede o dilemă morală aici, aveți datoria să explicați problema până când duhovnicul dumneavoastră o va înțelege.
Pentru că atunci când vorbim despre păcat, pătrundem înțelegerile adânci, ciocnirile sufletești care agresează profunzimile ființei, modificările de perspectivă asupra lumii în care trăiești și asupra societății în care te-a așezat Dumnezeu cu un anumit scop. Lupta noastră, iubiți frați și surori, lupta noastră nu o ducem cu cei care ne scanează codurile de acces, nici cu cei care ne-au impus carantinări și se străduie să ne separe unii de alții, nici măcar cu cei care întrețin panica și minciuna. Ca să înțelegeți cu cine ducem lupta noastră, în ce plan se poartă această luptă, e cazul să ne amintim fragmentul pe care l-ați ascultat astăzi din Epistola către Efeseni. Spune așa Sfântul Pavel: lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduhuri. Adică lupta noastră, iubiților, este împotriva demonului. Luptăm cu diavolul care se împotrivește ordinii dumnezeiești, care desfigurează omul nu atât prin păcat, ci prin starea de permanentă păcătoșenie și minciună. Unii se tem de boală, alții se tem de moarte. Sunt oameni care se tem de sărăcie. Și există, desigur, mulți care caută prilej să se îmbogățească în aceste vremuri sumbre. Dar cu toții se pare că uităm cel mai important aspect. Vremurile acestea, așa cum sunt ele, constituie timpul mântuirii tale. În trecut, unii s-au mântuit pe timp de pace, alții s-au mântuit pe timp de război sau în prigoane, ori pe timp de foamete cumplită. Dar tu trebuie să te mântuiești acum, în vremurile în care omului nu-i lipsește nimic din punct de vedere material. Niciodată nu a existat pe pământ atâta bunăstare ca astăzi, atâta bunăstare accesibilă unui atât de mare număr de oameni. Și în starea aceasta de confort material, iată că ne lipsește logica și, din păcate, ne lipsește dorința mântuirii. Mai există o ispită, mai ales printre oamenii apropiați bisericii. Sunt mulți care se hotărăsc să se retragă în lume, să fugă din fața răutăților acestei societăți. Și am auzit de mulți duhovnici care își îndeamnă fii duhovnicești în acest sens. Nu se mai poate face nimic, spun ei. Să ne vedem noi de sufletele noastre. Iată chipul unei alte rătăciri. Lumea aceasta, așa cum o vezi, cu oameni schimonosiți, cu chipuri desfigurate de spaimă, cu egoism cât n-a existat vreodată pe pământ, cu păcate îngrozitoare, cu lașitate și cu trădări. Credeți sau nu, aceasta este, iubiți credincioși, lumea lui Dumnezeu. Ca în Patericul Egiptean, vă amintiți cum Antonie cel Mare, părintele ascetismului, care radia de lumina rugăciunii, era tot piele și os, străveziu încât ucenicii puteau vedea prin el, și căuta cuviosul un alt călugăr, mai adâncit în cunoașterea duhovnicească, să-i fie cumva mentor, să deprindă de la acela răspunsurile pe care el nu le intuise încă și tot nu-l afla. Până când Domnul îl scoate din pustie și îl duce departe de călugării săi, în cetatea Alexandriei, locul depravărilor, al jocurilor politice și al moravurilor ușoare, patria decadenței și mai ales a pierderii de sine. Îl duce pe Antonie în casa unui cizmar, om simplu care, împreună cu familia sa, căuta să se mântuiască, stăduindu-se să-și păzească inima de răutăți și de gânduri viclene, făcând milostenie cu toată dragostea din sărăcia lui. Cuviosul Antonie, dragii mei, a fost un mare sfânt. De aceea Dumnezeu i-a dat o lecție pe măsura înțelegerii sale. O lecție pe care mă tem că n-ar înțelege-o călugărașii din zilele noastre. Îi spune cumva Domnul: nu aceea e pustia, Antonie, ci aici e lupta. Păzește-ți gândurile aici dacă poți.
aici unde urlă șacalii cei nemiloși, unde fiecare om trebuie să-și dea măsura omeniei sale ca să ajungă la măsura sfințeniei pe care o așteaptă Dumnezeu de la om. Lumea aceasta, așa cum este ea astăzi, este darul pe care l-am primit noi de la Dumnezeu. Putem vedea lumea aceasta urâtă, ne putem speria de ea, ne pot înfricoșa toate răutățile ei. Putem vedea lumea aceasta ca pe o cruce, dar nu spunem noi că și crucea este darul lui Dumnezeu. Nu spunem noi, preoții, în predicile noastre, că trebuie să ne ducem crucea cu dragoste. Nu spunem noi, iubiți credincioși, acest lucru. Iată, este cazul să și trăim ceea ce am propovăduit. Noi, iubiți credincioși, nu am primit lumea atât de urâtă cum se vede ea astăzi. Lumea în care ne-am născut și în care am copilărit noi era mult mai frumoasă. La urățenia lumii de azi am contribuit cu toții și acesta este păcatul generației noastre. Citim în Evanghelia după Sfântul Ioan că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe singurul său fiu l-a dat. Cum să nu iubești lumea de vreme ce Dumnezeu însuși o iubește? Noi am uitat, iubiți credincioși, ce este lumea. Am uitat ce este lumea pentru că, de fapt, am uitat ce este omul. Există în limba greacă un cuvânt foarte des folosit, un cuvânt care a căpătat rezonanțe puternice în limbajul internațional, mai ales în filozofie și în științe. Antropos este acel cuvânt, iar înțelesul lui este cât se poate de comun. Înseamnă om. O veche teorie etimologică susține că termenul în sine provine din alăturarea prepoziției ano, care în greacă veche înseamnă în sus sau de jos în sus, și verbul tropao, a întoarce, a îndrepta. Adică omul, antropos, este cel îndreptat în sus sau cel care privește în sus. Cel care privește către Dumnezeu, am putea spune. Privirea omului este către ceruri, nădejdea lui este către împărăția cea veșnică. Așa este, iubiții mei, omul creat de Dumnezeu. Împărat al tuturor celor de pe pământ, cum poetic spune Sfântul Grigorie Teologul. Împărat al tuturor celor de pe pământ, dar supus al împărăției celei de sus. Pământesc și ceresc, vremelnic, dar totuși nemuritor, văzut și totuși cugetător, nevăzut în gândurile sale, la jumătatea drumului între măreție și nemicnicie, ființă vie încercat aici pentru a fi mutat mai apoi altundeva, îndumnezeit prin atragerea lui către Dumnezeu. Adică, iubiți credincioși, privind cu întreaga mea ființă către Hristos, care la un moment dat mă va lua de aici, de pe pământ, din viața aceasta trecătoare, și mă va așeza altundeva, acolo unde strălucește slava sa, în împărăția în care am crezut, împărăția aceea pe care am așteptat-o încă fiind eu în această viață. Așa-l vrea Domnul pe om, privind întotdeauna către el, așteptându-l cu iubirea unei nunți. Despre întâlnirea lui Dumnezeu cu omul, cu omul pe care l-a creat și care a ajuns o epavă. Despre o astfel de întâlnire este vorba și în Evanghelia de astăzi. Era zi de sâmbătă și sâmbăta evreii merg la sinagogă. Într-o sinagogă se afla și Domnul Hristos în zi de sâmbătă. Printre cei care se aflau în acea sâmbătă în sinagogă, privirea lui Dumnezeu se îndreaptă către o femeie bolnavă. Trupul ei se încovoiase așa cum e o tijă dreaptă și o curbezi. Astfel, din pricina acestei cumplite boli, capul femeii atingea pământul. Și de departe părea că pășește nu un om, ci un animal cu patru picioare. Mâinile ei deveniseră picioare pe care le sprijinea pe pământ ca să poată merge. În această situație se afla femeia,
Nu de un an sau doi, ci de 18 ani, adică o întreagă viață. Hristos Domnul, cel întrupat pentru a răscumpăra neamul omenesc și pentru a ridica din păcat, vorbea mulțimii despre împărăția sa, despre mântuire, despre drumul omului către veșnicie. Și are în față această femeie cocoșată, care nu-și putea ridica privirea din pământ. Dumnezeu cel coborât printre oameni privește această făptură încovoiată de suferință și de păcat. Privește Dumnezeu către omul pe care l-a creat și ar vrea să-l privească în ochi, însă nu poate. Omul cel frumos, omul pe care l-a pus stăpân peste lumea sa, împărat al tuturor celor de pe pământ, cum vă spuneam că îl numește Sfântul Grigorie de Nazians. Omul, o antropos, cel menit să privească în sus, e atât de încovoiat încât nu-și poate ridica privirea din pământ. Hristos, Dumnezeul nostru, se apropie de femeia gârbovă, își pune mâinile peste creștetul ei și o vindecă de legătura cu care Satana o legase. Să citim această pagină din Evanghelie, iubiți credincioși, prin filtrul responsabilității noastre față de lumea zidită de Dumnezeu, lumea aceasta decăzută, pe care Dumnezeu o iubește, așa cum a iubit-o pe femeia gârbovă care s-a apropiat de El. N-a zis Domnul, eu te-am făcut om, te-am făcut femeie frumoasă, tânără și tu vii gârbovă înaintea mea. Mă voi duce departe să nu te mai întâlnesc, să nu te mai văd vreodată. Mă voi resemna în privința ta și te voi uita în suferința ta și în păcatele tale. Dar nu a zis Domnul așa, ci a privit-o cu dragoste și a tămăduit-o. Noi trebuie să fim ca Dumnezeu. Aceasta este menirea noastră. Acesta este rostul nostru pe pământ. Să fim ca Dumnezeu. Când vedem lumea zidită de Dumnezeu, că s-a gârbovit, că nu-și poate ridica privirea din pământ, că nu se întrevede nicio izbăvire, e cazul să ne amintim că suntem copiii lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne iubește și că avem o responsabilitate uriașă față de moștenirea pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o. Dragostea noastră și întreaga noastră preocupare trebuie să se îndrepte către copii și către persoanele vulnerabile. Avem, pe de o parte, copii pentru care școala devine un loc neprietenos, adesea un loc distrugător de suflete, un loc în care este mutilată inocența copilăriei. Și mai avem oameni de diferite vârste, suflete sensibile, pentru care povara acestor vremuri a fost prea puternică. Din ce în ce mai mulți, semeni de-ai noștri suferă de afecțiuni lăuntrice, depresii cumplite, devenind răni vii în mijlocul familiilor lor. Dacă vrem, iubiți credincioși, să-i urmăm lui Dumnezeu, aici este o parte din adevărata noastră luptă. Suntem într-un război cumplit, cu un inamic aproape nevăzut, un dușman care se ascunde. Dar războiul lasă întotdeauna victime. Lasă în urma sa răniți care nu se pot ridica prin propriile forțe. Și războiul lasă întotdeauna orfani. Noi vedeți bine că nu putem să dăm o direcție acestei țări. Nu putem schimba întreaga lume. Nu putem să dăm o altă notă acestei perioade cumplite prin care trecem. Cum să schimbăm noi țara de vreme ce știm că averea acestei țări a fost prădată și că pământul ei a fost vândut? Dar putem schimba, iubiți credincioși, putem schimba întrucâtva lucrurile în dreptul nostru. Putem schimba lumea în dreptul nostru, nădăjduind că și alții vor schimba lucrurile în dreptul lor. De aceea vă comunic astăzi, în ajunul sărbătorii Sfântului Nicolae, vă comunic propunerea mea. Vom începe construirea unui așezământ social care să cuprindă, în primul rând, o școală creștină și mai apoi un centru de recuperare și reabilitare psihică. Și acesta nu este un proiect de viitor.
cu mulți dintre dumneavoastră l-am mai discutat până acum. Nu este un proiect de viitor, ci este un proiect pentru acum, în sensul că îl vom demara astăzi pentru că avem nevoie de el. Cu siguranță vă gândiți că este greu, că nu avem resurse. Poate vă speriați că e chiar imposibil. Dar vă voi aminti ceva ce mi-am amintit eu zilele trecute. Anul trecut, în martie, în duminica aceea în care am anunțat că urmează să începem construcția unei biserici noi, s-au strâns după liturghie 2780 de lei. Cu acei bani, incredibil de puțini, luni dimineață, adică ziua următoare, am început lucrările. Dumnezeu și-a ales ctitorii, binefăcătorii, încât astăzi noi slujim într-o biserică nouă, construită fără niciun fel de sprijin instituțional. Aceasta este, iubiți credincioși, fără îndoială, voia lui Dumnezeu, darul lui Dumnezeu pentru noi, rodul unei minuni la care Hristos, Mântuitorul nostru, Dumnezeu cel înviat din morți, ne-a făcut părtași. La fel veți vedea că va fi și cu proiectul social al parohiei noastre. Primul pas este achiziționarea terenului pe care urmează să construim așezământul. Și am identificat în acest sens mai multe terenuri care s-ar preta, la prețuri diferite în funcție de apropierea de oraș. Sigur că ar fi ideal să găsim un teren nu departe de biserică. Dar pe toate le vom lăsa în grija lui Dumnezeu. Noi începem astăzi colecta pentru teren și o vom încheia duminică 9 ianuarie. Pe lângă colectă, toți banii care se vor încasa la biserică în această perioadă, din donații, contribuții anuale, pomelnice, tas, lumânări, cutia milei, inclusiv salariile noastre, vor fi folosiți pentru achiziționarea terenului necesar proiectului. Pe 9 ianuarie, în funcție de suma pe care o vom strânge până atunci, vom decide care este terenul pe care ni-l permitem. Duminica următoare, când ne vom bucura de hramul bisericii noastre, vă voi detalia proiectul viitorului așezământ. Vă mărturisesc, iubiți credincioși, că am ezitat foarte mult în privința acestui demers și că am avut la rândul meu foarte multe rețineri. Dar știu că într-un final e vorba de răni pe care suntem datori să le tămăduim prin slujirea noastră. Ne numim parohie pentru că suntem o comunitate de credință și pentru că împreună avem o slujire în lumea lui Dumnezeu. Avem o responsabilitate față de creația lui Dumnezeu. Am convingerea că Domnul Hristos se bucură de acest avânt mai mult decât înțelegem și de cât ne bucurăm noi. Și tot El ne va ajuta să-L împlinim. Să vă mântuiască Domnul Hristos pe toți. Amin.